Salutare, mulți ani fraților! și la mulți bani! Da. Unde vrei, bă, să mă duc, bă, să zbor? Ce vrei, bă, să fac? Mergem să luăm brazi, fraților! Da. Dacă o mai ajunge vreodată... E blocată intersecția, dar să nu uităm că suntem în luna decembrie. Spiritul Crăciunului trebuie să fie în fiecare dintre noi. Să ne înțelegem, să ne avem ca frați. Chiar și în trafic. Băgă-mi! Ia uitați-vă mâncava în gura voastră, intersecție. Băi, băiete, băi! Domnul, domnul! Circulați, domnul! Nu, că ăla vrea să facă stânga, ia uitați. Da. Nu, ăla vrea să facă stânga. Dă-te din stradă, mâncați și gura ta. Luna decembrie în București. Da, din nou a nebunit toată lumea. Și acum unde mai pui că sunt mai multe mașini decât în trecut? Dar de ce să luăm partea negativă? De ce să nu luăm partea pozitivă? A, gen, că suntem în viață, că... Exact, că ne bucurăm de fiecare moment, că tragem aer în piept, că mergem să facem cumpărături în aglomerație, că interacționăm cu oamenii, că se bucură oamenii de noi și noi de ei. De ce nu putem să gândim așa? Nu știu, frate, mie mi-ar plăcea să fiu singur pe pământ. Bine, doar eu cu ea pe care i-aleg și atât. Cât crezi că te țin? Cât te saturi și de repede. E un loc, un loc special, se numește Spitalul mai... Nou. Acolo poate să-ți apară, să-ți dispară oamenii într-o fracțiune secundă. Îți dau ea un tratament de nu vezi numai oameni, stadioane pline. Și că mai e un aspect, cine se uită la clipurile astea după aia? Pe cine? Colegii tăi de cameră de acolo. Deci tu ești fericit acum. Sunt foarte fericit. Merg cu voi să cumpăr brad. Și se înțeleg că ți-ai luat doza pe ziua de azi. Da. Galbene, roșii, verzi, de care ți-au dat? Toate culorile. E, bine așa. Aici ai crescut. Aduce aminte acum de vremurile lui Burebista, lui Deceba. Da, pe vremea lui Ceaușescu, de aici începea piatra cubică și pe aici nu se circula. Vezi cât de bătrânești. Și ce dacă, dar era frumos. Ieșeai dimineața și seara afară, ce-i că ești la munte. Erau 6 mașini pe stradă. Deci până la urmă ajungi la vorba mea. Care? Că ce e mai bine să vedem, noi eram singuri, aveam comunitate, dar nu erau așa multe mașini. Deci e prea mulți. Da, uite. Da, uite, mâncate, nene. Vine ca în cafea. Uite. 15-14 decembrie, 69 de lei. Ceva deosebit. Ia mă, stiu. O să... plătiți cu carul? Păi și unde îl punem, mă, pe mașină? Da? A? Ăla? Păi? Mi seamănă cu tine așa un pic, bradul ăla. E mic, da, și îndesat, mic și îndesat, îmi place, da. Chiar îmi place. Da, e cam înalt, așa e. Și poți să porți, da. Mușuță e frumos. Cum te-a văzut? Te-a băgat în față, la aia scumpe. Aici în spate n-a vrut să te aducă. Da. Fraier, m-am prins și am venit. Picior ai luat, mă? Și vouă la fel. Picior ai pentru brad? Da, da, mă, și picior. Ăsta e prea înalt. Ia uite. Și ăla e separat? Da, păi și la piciorul la o donație. Să rămână? Ce sunteți, mă, Ikea? Cum? Poate o dă, o îl poate de rău. Ia, și piciorul e 4 milioane. Eu nu pot să te ajut, Augustine, că filmez. E? Pare rău. Te-aș ajuta cu mare drag. Dacă e tot vârful aici, te ridici pe vârful, ești exact de ce. Hai odată, mai aștept mult. Că n-am timp. A, uitați, stau după tine. Hai mai repede. Ești la cea mai mare, știi care e? Care? Nu prea cred eu când capul ăsta.
Doamne, te rog să capi lift. Te rog să capi lift. Scoți la montaj. Păi nu scot eu. Scoți, nu? Păi da, nu știu eu să scot, n-am învățat eu să scot. Să bag. Hai că eu deschid ușa, af ce greu mi-e. Hai. Nu vrei să facem pauză să schimbăm? Filmezi tu? Nu. Glumeam oricum. Asta e acum. Intră bă în timp, te zic eu. Că dacă erai mai înalt, nu intră. Deschidem și noi ușa. Hai, Mihai, să intre. Să intre. Ce zice camera aia? Da, Filip, sau te duci tot, du-te tot singur. Nu, că trebuie să-i deschizi ușa. Păi ce, că mergi? Hai cu mine, vrei? Sau? Dă-ne și camera. Bună. Bună. Închide-ne ușa. Ai o gumă? Cred că nu are ea. Dă-și tu cum se rupe acum. Ce se rupe? Asta? Nu se rupe. Dar câte ghile ai asta? Nu știu, dar e greu. N-a fost prea ușor. Vrei să faci ceva nasol? Ce? Apasă pe clopoțel. Apasă odată. Pe bune? Scurt, scurt. Repede. Da. Deci una... Nu, odată apeși că faci urât. Gat. Hai mai de odată, hai să trebuie. Hai că știu că mai vrei odată, mai dai odată repede, hai. Atât, gata, 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 ieși afară, repede, că vine ăștia, veți mine. Deci, ține camera. Ah, ce cadou nu și-am dat, dar prost sunt. Ia ușor, că doarme Maria. Deci mergem. Merge, vorbesc un pic mai încet, că doarme copilul acum, doarme nepoțica mea. Da. Acolo mai de 2-3 ori cu puțin, că ce-aia e? Să te uite aici. S-au pus papurile alea. Trebuie să stai și plavă. Dacă ai intrat, ia uite. Hai. Să-ți spun tac. Aaaa, dar să stai așa. Da. Ușor, că trebuie să te gândești. Da. Nu te gândești. Hova că nu înjunghi. Nu așa stai. Si. Ce părere ai despre Brad? Ai văzut Bradul? Nu. Cum nu l-ai văzut? Uite-l dincolo, la mare acolo. Mă rog, mare. Cât tactul. Ce părere ai despre Brad? Spune. Hai la Brad. Pe burtă te dai jos, pe burtă. E periculos așa. Nu e încăpățânată, cu cine se mână încăpățânată, nu pot să-mi imaginez. Bravo, bravo, aplauze pentru Maria, aplauze pentru fetița mea. Păi coboară, că-i fată mare, bravo. Hai la Brad, hai la Brad, hai să vedem Brad. Hai la Brad, tată. Brad, hai la Brad. Vine încoace. Hoci. Hai de repede, repede. Uite, ăsta e Brad. Maria, ăsta e Brad. Îți place? Pune mâna pe el. Pune mâna. Vrei să vii la mine în brațe sau nu? Hai te la Lucian în brațe. Nu vrei, te-am blocat. Stai, du-te, vânte, vezi. Pot. M-a dat la urmă. Simte omul rău, de-aia nu vrea la mine în brațe. Deci cam asta a fost cu Bradu. Urmează acum să fie împodobit. Dar eu va trebui să plec, așa că vă voi ruga frumos, respectuos, să-mi trimiteți o poză atunci când veți fi terminat. Sigur.